Bună seara! Moldova Under 21 este gata pentru Albania și Rusia. Alexandru Curtean a anunțat lotul selecționate de tinereta Moldovei pentru meciul cu Albania din preliminariile campionatului european 2013, care va avea loc la 6 septembrie la Tiraspol. Curtean nu a convocat 7 fotbaliști în comparație cu ultimul meci, amicalul cu Serbia. În schimb, la lot au revenit 3 jucători. Selecționerul național Moldovei Under-21, Alexandru Curtean, a ales jucătorii pentru meciul cu echipa similară a Albaniei, dar și a Rusiei din preliminariile Euro 2013. Tehnicianul nu a convocat 7 fotbaliști în comparație cu ultimul meci amicalul cu Serbia. Este vorba de Dimov, Modârcă, Dulgher, Rasulov, Andronic, Rață și Nemerenko. În schimb, la lot au revenit 3 jucători, Costandachi, Ioniță și Leucă. Lotul Moldovei este format din 20 de fotbaliști, dintre care 19 reprezintă cluburi din campionatul autohton. Meciul dintre Moldova și Albania din preliminariile campionatului european 2013 va avea loc la 6 septembrie la Tiraspol cu începere de la ora 19, iar cel cu Rusia la 10 septembrie în deplasare. Acum un an Moldova a pierdut în fața Albaniei cu 4-3. Golurile tricolorilor au fost înscrise de Ioniță de 2 ori și Gânsar. În fața Rusiei Moldova a pierdut cu 6-0. Fotbaliștii selecționate Moldovei Under-17 au intonat imnul cu mâna la inimă. S-a întâmplat la partida Moldova-Ungaria, scor 1-1, care a avut loc la Ternovka, în partea stângă a Nistrului. Noi tindem către dragostea de patrie, a fost condiția mea, ca toți să știe imnul, pentru că majoritatea nu îl cunoșteau, a explicat pentru EuroTV selecționerul Oleg Vistican. Noi stidim spre dragoste, către patrie, am învățat imnul, majoritatea nu știu eu. Cum era a fost propunerea mea, că nu propunerea mea, dar a fost condiție, că știi imnul. Și mi-a plăcut ieri foarte bun, foarte bine că au cântat imnul Moldovei. Moldova Under-17 a remizat la Ternovka cu selecționata similară a Ungariei, scor 1-1. Tricolorii au egalat în mitanul secund prin German după ce au fost conduși la pauză. Prima repriză nu s-a primit la noi din cauza că condițiile erau proaste de vântul pe două repriză foarte bine. Selecționerul Moldovei Under-17, Oleg Fistican, în vârstă de 37 de ani, a jucat la Codru, Zimbru, Agro, Nistru și Iskra Tal în Moldova și pentru Okjet Pes în Kazahstan. Pentru selecționat a bifat 27 de meciuri. Acesta mai a antrenat juniorii lui Zimbru. Moldova Under-17 va mai juca un amical cu Ungaria la 30 august la Vadul lui Vodă cu începere de la ora 10:30. În timp ce jucătorii selecționate de juniori țin mâna la inimă în timpul intonării imnului Republicii Moldova, cei de la Naționala de Seniori, antrenați de Ion Caras, nici măcar nu toți îl fredonează. Petrescu și Caras au fost eliminați din Europa. Echipa antrenorului român Dan Petrescu și a moldoveanului Emil Caras, Dinama Moscova, a remizat pe teren propriu cu Stuttgart, scor 1-1, dar a fost eliminată în play-off-ul Ligii Europa după ce în tur a pierdut cu 2-0. Stuttgart a deschis scorul în minutul 64 prin Ibišević. Nadin, udar! Kakorin a egalat în minutul 78 și a stabilit rezultatul final, 1-1. Udar! Gol! Alexandru Kakorin! Провели неплохой матч против очень хорошей команды.
Конечно, проигрыш в Штутгарте осложнил нам жизнь, особенно второй гол. Рефери был очень хорошим в Штутгарте. Без перевода. Хотелось бы и нам, чтобы в гостях нас так судили. Каждый нападающий проходит иногда через не самое лучшее время. Бывают периоды, когда есть моменты и не забиваешь. Черная полоса, мы в него верим, он в него верит. Может быть, кто-то не верит в него, но Дан в него верит. И уверен, что когда физическое состояние его будет оптимальным, мы увидим другого Кевина. Мы достигли хороших успехов, конечно, мы этого заслужили сегодня. Показали, у нас есть характер, у нас есть команды. Просто иногда бывает, ну, я думаю, мы проиграли там 2-0, и это было трудно сейчас их выиграть, потому что они очень хорошая команда. Игра сложилась, в принципе, неплохо играли, но пропустили, да, что нельзя было делать, конечно. И обидно вылетать из Еврокубков. Ну, это жизнь, да, продолжаем. Нам, тем более, не очень хорошее положение у нас в турнире таблицы в чемпионате России. Celelalte partide din mașa secundă a play-off-ului Ligii Europa se vor disputa joi 30 august.